Potrivit unui studiu realizat pentru ultimul trimestru al anului 2013, peste 61% din români se declară mulțumiți de condițiile spitalicești de la noi din țară. În ultimul trimestru al anului 2013, 7% din români au fost internați, iar dintre cei care au avut nevoie de asistență spitalicească, 87% au apelat la serviciile medicale publice și 13% la cele private. Giurgiuvenii nu au rămas indiferenți și spun părerile lor cu privire la condițiile din spitalele românești. Sunteți mulțumită de condițiile din spitalele din România? Nu prea. Dar serviciile medicale, adică doctorii, da, asistente? Da, astea da, își fac treaba, nu e nicio problemă cu astea, dar să știți că asta e foarte, foarte greu. Nu e medicamente, nu e personal, adică care într-adevăr să ajută oamenii. Personal e suficient. Și aparatura? Și dacă le are, nu le poate folosi? Păi sunt destule probleme. Dar în primul rând nu strică ei, să știți. Totul depinde de bani. Și atâta timp cât nu sunt bani, nu sunt nici condiții. Și da și nu. În unele spitale foarte bine, așa suntem tratați noi pacienții, în altele mai puțin bine. Dar asta e, astea sunt condițiile, sunt bani, asta e bugetul spitalelor, ce să facem? Ducem lipsă de aparatură sau de personal medical? Ce credeți? Cred că și și. Și de una și de alta. Sunt și condiții foarte proaste, nu în toate spitalele, în general, dar lasă de dorit oricum. Nu merg în spitalele din România. Studiul a fost realizat pe baza unui chestionar online care a cuprins 1154 de persoane cu vârstele între 18 și 70 de ani din mediul urban. În ciuda celor concluzionate în cadrul sondajului, Casa Națională de Asigurări de Sănătate a efectuat controle în mai multe spitale din țară, 10 dintre acestea fiind găsite cu nereguli.